Noroc, 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 noroc la toată. Hai, hai, noroc. Bună! Oh, bună seara! Poți să oprești muzica, Daria? Era un șoc pentru noi. Dar bine, noi, fetele s-au bucurat, băieții nu prea. Ne așteptam la o surpriză neplăcută, cum sunt de obicei cele pe înserat. Ne punem niște întrebări, ce sunt cu atâtea camere pe aici? Sigur se întâmplă ceva. Ce? O vizită. Ce crezi că se poate întâmpla? Nu, nu s-a întâmplat niciodată să fie atâtea camere. Dar nu e petrecere mare asta, o ai aici și... Da? Și eu am venit... Azurte, da. Da, nu știu dacă am nimerit-o. Radu mereu vine cu surprize, niciodată nu poți să intuiești cu ce vine Radu. Vă imaginați de ce sunt aici, în seara asta? De dragul nostru. Probabil cu o veste. Nu știu ce fel de veste, dar sigur, n-ai venit degeaba. Și probabil nu o veste bună, că cam așa se întâmplă atunci când vine Radu pe neașteptate, ceva s-a întâmplat. Și atunci băieții erau destul de tensionați. Mai puțin Moise, care își dorea o ispită. No. Nu mai sunt suficiente fetele din casă. Dacă v-ați gândit vreo secundă că am venit cu vreo veste proastă, nu este așa. Speram cu una bună. Păi da, da. Exact, exact așa am venit. Nu cu o veste bună, cu câteva vești bune. Cred că cea mai importantă veste și cea mai bună veste pentru voi este aceea că în seara aceasta nu va fi o ceremonie a focului. Deci nu veți lua parte la ceremonia focului. Îmi pare În schimb, îți pare rău? Nu, ar trebui să-ți pară bine, pentru că o să aveți aici un party absolut senzațional la care sper să luați parte și să vă distrați foarte bine. În fiecare seară. În fiecare seară, da, doar că în seara asta e unul special. O să fie un party mai altfel, în cadrul căruia o să faceți alegerile pentru următorul date. Păi numai că de data aceasta, băieți, nu voi veți fi cei care vor alege, ci vor fi fetele. Dacă dai după ar, ei trebuie să bea. Înțelegi? Dar nu tot. Nu chiar tot, că n-ai cum. Bei așa. Ar trebui să-l bei pe tot? Nu. Mai sunt, auzi, mai un box. Eu voiam doar să mi se explice regulile jocului, nu? Tu ai dat-o că mai am un bax. Nu? Da. Nu, tu? Cine a zis că mai am un bax? Marius a zis. Unde e eu? Nu ești atentă. Că ți-un bițipancă. Că ți-un bițipancă, dar măcar sunt o bițipancă deșteaptă. Nu știu, a făcut cineva vreo bițipancă proastă pe aici? Sau? De unde ai venit cu argumentul ăsta? Să există pițipoanci proaste, e pițipoanci deștepte? Nu știu, frate, nu știu. Tu știi ce... Nu dacă știu, tu te-ai exprimat așa, că sunt pițipoancă... Nu te superi, să moară dacă te superi. Și nu e o jignire asta că zic că e mironosiță? Cum se că mă bag, dar am mai fost, mi-am adus aminte acum că ai zis mironosiță, am mai fost într-un sezon, s-au supărat celelalte. Nu, i-am spus, nu vreau să te superi, dar nu e mironosiță, nu e o jignire. De bine, n-a zis pițipoancă. Pițipoancă, dacă ziceam, dacă mă alegeai, tu ziceam că ești pițipoancă. Te supărai? Că înseamnă că, uite, deja ai pus botul, să mă... Te supăra, nu? Ai glumit, că am văzut față. Nu, n-am glumit. Am spus că ești pițipoanca, că așa te văd eu. De unde și până unde? Așa te văd eu. Dar e jignitor, oricum. Ai simțit nevoia să spui apelativul ăsta? Ne vezi pe noi să spunem ție într-un anumit apelativ? Mie mi se pare pițipoancă sau pițipoancă. Dar ce trebuie să spui pițipoancă ca să poți înțelege? Nici mironosiță nu ți s-a părut. Exact cum mi-a spus, la vie. Ce înțelegi tu prin pițipoancă când spui asta unei femei? Genul ăla așa cu botul pe sus și asta simt eu. Dar eu nu stau cu botul pe sus. Îmi pare rău dacă așa, da, îl am. Felul tău de a spune e cumva de sus. Le iei de sus și cumva este jignitor. Poate putea să te exprimi altfel, puțin mai... Mai politicos. Da, poate puțin mai galant, că ești un bărbat care... O să încerc să mă care tu pari sensibil și asta vrei să arăți, că ești un bărbat care respectă femeile. Trebuie să și arăți asta, nu trebuie să iei o femeie de spus, că n-are sens. Bianca înainte nu oferea o brichetă ca să nu se interpreteze. Acum nu contează. După ce face anumite acțiuni, stă și se gândește și își pune fața de bonfire, că are o față tipică, știi? Dar nu mai... Nu...
face ce simte. Eu am zis foarte bine. A fost cea mai mișto petrecere a mea dintre toate. Hai să mergem până în mare cu picioarele. Bianca nu intră noaptea de obicei în mare. Pentru că este frică, poate de o zile ori. Cred că a avut de vorbit niște chestii cu Alin. Departe de ochii noștri. N-a avut niciun fel de reținere. Încerca să-mi spună că dacă eu îmi doresc o relație cu ea, nu îi cunosc defectele. Ce defecte poți să ai atât de mari încât să nu le pot accepta? Joci la casino și a zis, nu mai contează. Păi spune, n-a confirmat, dar am continuat eu și oarecum mi-am dat seama că asta era. Da, da, Alin, eu am băgat toți bani. Încercând să o încurajez că cu toții avem vicii, la un moment dat nu e atât de grav. Și ea spunea că Marius îi le acceptă și altcineva nu le poate accepta. Cel mai probabil lui Marius, cred că nici măcar nu-i păsa de banii pe care îi făcea ea oricum și cheltuia tot banii. Vezi, toți eram acolo și s-a întâmplat să intru eu cu Alin. Trebuia să intra, mai intra și Blăduț. Ai intrat și Blăduț? Nu le-ai văzut? Nu-mi amintesc. I have the devil in me. Oh, I am gonna let it free. Mi-a spus că nu știe ce se întâmplă cu ea. Nu știe ce să facă, pentru că dacă va continua cu Marius, îi va rămâne gândul și se va gândi la mine. Și dacă se va întoarce la Marius, dacă se va rămâne cu mine, se va simți vinovată de ce a făcut față de Marius. M-a întrebat dacă țin la ea și am spus da, m-am atașat de tine, neașteptat de mult, într-un timp atât de scurt, adică doar te-ai atașat. Mi-am spus mai mult decât atașat, e un timp scurt, adică nu mă iubești. Ok, dacă te ajută, pentru mine iubirea e un cuvânt destul de greu. Dacă te ajută și te încălzește, da, să spunem că mergem către asta. Și ce ai vorbit? Ei, așa, în mare parte, ce am vorbit și cu tine. Ce? Despre Marius, despre cum e relația noastră, despre cum sunt eu, despre... Îmi întindea tot timpul piciorul, să o ating pe picior, să rămânea într-un picior și îmi dădea voie, îmi lua mâna să o ating. Au fost momente în care ne-am ținut strâns de mână. La un moment dat am prins-o cu brațele de bazin și am apropiat-o către piept, respirând ușor, și am pupat-o pe gât, în spatele urechii, unde am simțit acea respirație din partea ei profundă, dar totodată știa că suntem filmați. Rămânea preț de câteva secunde și apoi se îndepărta. Și mă prindea cu ambele picioare de bazin. Mă atingea pe piept și apoi se retrăgea ușor și îmi spunea, vină după mine. Ai văzut-o? Am stricat-o. Te-a zis că știe. Stai să număr, stai aici, Marius, nu pleca, te rog, o secundă. În timp ce Răzvan pregătește terenul pentru petrecere, au parte de o surpriză care sparge ritmul, tulbură liniștea și aprinde atmosfera. Cred. What the? S-a prins focul. Hei, gong, gong, gong. Opa. Când am văzut că se aprinde flacăra în casă, m-am speriat. Să mor dacă nu la asta m-am gândit. Panică, panică. E nebunie, s-a întâmplat ceva pe partea cealaltă, cine cum a picat, ce s-a întâmplat? A luat foc insula cealaltă.
simțeam nevoia de un foc de tabără așa. Oare a cui o fi fost? Hai că e eveniment. Pam, pam. Pam, pam, da. Da. Îți spunem tu ce ai înțeles ca să zic ce am înțeles și eu. Am înțeles că Claudia îi tot explică faptul că nu se potrivește cu mine, că ea s-ar potrivi cu băiat mai înalt, mai bune și mai focos, că ea e prea focoasă ca să umble cu mine. Am mai înțeles faptul că ea m-a spus că nu o merit, bănuiesc asta în urma videourilor pe care le-a văzut cu mine. Deci, fiu sincer, din momentul în care am văzut discuția cu Claudia, prima discuție în care ea a spus că nu mă iubește, deja mă așteptam la anumite discuții de genul ăsta și la anumite treburi de genul ăsta cumva, care să ducă în zona de nu l-aș mai vrea, l-aș mai vrea, dar nu l-aș mai vrea, nu e ok pentru mine și am realizat abia acum. Am făcut chestii mult mai nasoale, credem, în perioada în care am fost despărțiți și atunci eram ok și eram iubirea vieții ei. Și acum că m-am distrat și că am interacționat cu Daria sau cu cine am mai interacționat eu pe acolo pe insulă, nu mai sunt bărbatul perfect pentru ea, dar am spus-o de nenumărate ori până acum și o să o repet și astăzi. Nu sunt piatră de moară în viața nimănui. Am lăsat foarte multe femei libere atunci când și-au dorit, pentru că, sau atunci când am considerat că nu mai sunt ok în relația aia. Așa că dacă Emma își dorește să fie singură pe insulă, eu vă rog să-i transmiteți faptul că în acest moment Răzvan a pus stop relației și poate să aibă viața aia ușoară pe care și-o dorea. Că că dacă ea își pune stop relației, ar avea o viață mai ușoară. Tu ești sincer acum când... Da, sunt foarte, da. Foarte sincer. Pentru că ea a spus puțin mai devreme că dacă tu declari că închei relația cu ea, ei, îi va fi mult mai ușor, ar fi o ușurare pentru ea. Da, tocmai de asta i-am zis că dacă ea asta își dorește, în momentul ăsta se poate nota, Emma nu mai este un cuplu cu Răzvan. Dacă ea a simțit că a obosit, probabil asta a fost limita ei. Faptul că acum suntem într-o altă conjunctură față de viața noastră reală, poate ne-a salvat de niște ani pierduți. Și nu este din cauza niciunei fete de pe insulă, nu este din cauza niciunei fete din afara insulei. Dar hai să dezvoltăm puțin. De ce? Dar cum se poate încheia o relație așa? Ce ai văzut tu, de exemplu, din acțiunile Emei? Da. Ce te-a deranjat atât de tare, astfel încât să... Nu m-a deranjat. Pur și simplu sunt genul de om care respectă anumite decizii și anumite dorințe. Dacă ea, când ea a insistat să ne împăcăm și ea era mereu acolo să ne împăcăm, că nu e ok, că nu sunt bine, că nu știu cum, și a dorit să ne împăcăm, ne-am împăcat, iar eu am făcut absolut tot ceea ce mi-a cerut ea, ca relația noastră să funcționeze ok. Ok. Dacă ea în momentul ăsta consideră că faptul că s-a despărțit de mine i-ar ușura viața sau faptul că eu aș pune stop relației i-ar ușura ei viața, aș vrea doar să o întreb de ce nu ne-am despărțit de câte ori ne-am certat până acum sau în momentul în care ea și-a dorit să plece de acasă, cumva din locul în care stăteam noi, să se întoarcă la părinții, familia ei în Ploiești, de ce nu a făcut-o atunci și așteptat să ajungă până aici? Mi se pare cumva că celelalte fete au avut o influență destul de mare asupra ei, lucru care m-a șocat pentru că a avut sute de oameni care îi spuneau un timp ca cu Răzvan și ea nu a luat un cuvânt în serios. Tu consider că pentru Emma această relație a voastră... Această fostă relație, da. Fostă relație a voastră a reprezentat o corvoadă pentru ea? Nu cred că cumva și-a dorit să demonstreze că poate să mă aibă înapoi. Cred că cumva și-a dorit să demonstreze că poate să mă schimbe pe mine. Lucru care nu este neapărat greșit, dar... Cred că schimbarea pe care și-o dorea ea era mult peste puterile mele și m-ar fi schimbat pe mine cu totul ca structură, ca om. Adică era cumva, ea voia să schimbe de la schelet până la ăsta, uite, nici nu eram suficient de înalt, nu eram nici brunet. Acum ce să zic? Ok, tu ai luat o decizie. Da, chiar am luat. Deja, nu? Da. Ai luat o decizie acum. Da. Dar vreau să mă asigur și să fii și tu sunt foarte convins sigur de decizia mea, da. Pe ceea ce ai spus, pe decizia da. Ta. Da. Și anume că tu... consider că relația voastră este încheiată. Da. Da. Nu mă deranjează faptul că ea își dorește să fie liberă și se pare că dacă eu aș spune stop relației, ea și-ar ușura viața pe insulă. Așa că tocmai de asta
aș vrea ca parcursul ei de acum înainte pe insulă să fie de femeie liberă. Tu spui asta înainte să vezi toate videourile, toate filmulețele pe care le-am pregătite pentru tine? Da. Le spui cu așa, cu o lejeritate? Cred că toată lumea știe că vorbesc foarte lejer despre orice. Deci tu în momentul ăsta nu ai niciun regret atunci când spui că... Vă dați seama că am regrete și mi se... Dar am mai spus și se știe și asta deja. Sunt o persoană foarte spontană și sunt foarte impulsiv. Tu o iubești pe... O mai iubești pe Emma? Da. Sentimentele mele pentru ea rămân aceleași. Nu e ca și cum acum stau știți cu buretele și gata, a dispărut Emma din viața mea. Mi-am asumat riscul când am venit încoace. Am știut că există și posibilitatea să se întâmple lucrul ăsta. Ok. Bă. Ai luat o decizie. Da, chiar am luat. Deja, nu? Da. Ai luat o decizie acum. Da. Dar vreau să mă asigur și să fii și tu. Sunt foarte convins sigur de decizia mea, da. Pe ceea ce ai spus, pe decizia da. Ta. Da. Și anume că tu consider că relația voastră este încheiată. Da. Da? Nu mă deranjează faptul că ea își dorește să fie liberă și se pare că dacă eu aș spune stop relației, ea și-ar ușura viața pe insulă. Așa că tocmai de asta aș vrea ca parcursul ei de acum înainte pe insulă să fie de femeie liberă. Uite, am să te întreb direct. Spune-mi, Răzvan, crezi că Emma și-a făcut bagajul și a plecat de pe insula iubirii? Dacă Emma ar fi plecat de pe insula iubirii, nu ar fi plecat cu siguranță pentru că nu și-ar dori să mai vadă chestii cu mine sau pentru că a pus punct relației, ar pleca de dorul lui Noah. Nu dintr-un alt motiv. De obicei, ea când își face bagajele, chiar și pleacă? În experiența cu mine, nu. E niciodată lăsată să plece și de fiecare dată când și-a făcut bagajele, le-a desfăcut și le-a pus înapoi în dulap. Niciodată nu a făcut bagajul și chiar a plecat cu el. Am luptat de prea multe ori pentru relația noastră, țin să cred că în ambele direcții cumva s-a obosit să tot dai dovadă de iubire și să zici acum am făcut tot ce am putut. Țin să cred că amândoi aveam nevoie de momentul ăsta real. Insula iubirii scoate la suprafață cele mai intense și ascunse adevăruri, emoții profunde. Dar de pe insula iubirii nu poți pleca după cum îți dorești sau când îți dorești. Acest test durează 21 de zile. Da? La finalul celor 21 de zile, fiecare dintre voi aveți șansa să vă întâlniți aici, unul lângă celălalt, da, de față cu mine, și să răspundeți la întrebările pe care vi le-ați spus atunci când ați venit aici. Răzvan, tot ce îmi rămâne de făcut este să... Îți prezint de fiecare dată adevărul, să vă prezint de fiecare dată adevărul, dar asta nu se poate face decât pe baza a ceea ce simțiți pe moment. Atât am avut să zic în seara asta. Distracție plăcută, Răzvan. Mulțumesc foarte mult. Seara frumoasă. Ciao. Pa, pa. Seara bună. Hai, vine să zic ceva. Am aflat ceva important. Prinde-o, măi, Alin! Prinde-o! Prinde-o! Nu! Nu mă murdă aici! Bag-o, Alin, că și-a aruncat în piscină! Te-a făcut o portăreață! Nu! Stai că-i ține asta! Bianca începea să-și iasă încet din carapace. O vedeam zâmbind, că am văzut-o prima oară alergând cu el pe plajă, simțindu-se bine, zâmbind cu tot corpul ei, nu doar cu gura. Eram fericită că Bianca începe să schimbe și nu mai este atât de speriată de tot ceea ce se întâmplă. Nu vreau în aia! Nu mă murdări! Ridică cu picioarele în sus!
Bate mâna sub picioare. Îl stric. Ce? Îl stric, nu! Hai, așa, Alin! De ce bine să te vezi? O să răcesc. Nu răcesc, dacă ești boțalnică. Acum bagă-l tu. Da. Ne-am jucat, ne-am alergat pe plajă. Încercat să mă prindă, să mă bage în apă, să mă pună cu... să mă arunce, de fapt, în castelul lui Romeo. Făcut din dragoste pentru Emma. Îmbrățișare! Bine. Nu! Păi îmi place să te îmbrățișezi eu. Nu! Hai, ține-mă de... ține-mă de așa. Nu, ato... te-ai și speriat? Hai, de... Nu vrei să-mi dai îmbrățișare? Bă, da. Chiar dacă picina aia... Nu poate ascunde, vezi? Chiar dacă picina aia... Haide! Am picat la ea. Haide! În ispita te-am băgat în canalul ăla. Haide! Nu! Ești murdară pe mâini. Bine. Nu poți de vrei! Da, am simțit să mă joc cu Alin și o să mai fac. Nu o să mă oprească faptul că eu mi-e frică de ce o să creadă lumea, pentru că mă simt bine. Asta nu înseamnă că mă îndrăgostesc de Alin sau că sunt îndrăgostită sau că o să plec de aici împreună cu el. Dar înseamnă că astea sunt lucruri pe care simt să le fac, indiferent că sunt corecte sau nu. Nu poți de vrei! Uite ce-i pe mine! De ce? De ce nu mă poți prinde? Că ești hoț! Ți-ai revenit? Ți-a trecut? A? Da? Sper mâine la tei să nu faci faze. Să mă scot din sărite. Chiar vreau să mă bucur de date-ul ăla. Și eu. De ce mi-e drag de tine? Chiar nu știu. Pe mine mă întreb? It's your choice. Nu. Nu e o alegere, e ceva ce simți pur și simplu. Am trecut peste pentru că nu pot să stau supărat foarte mult timp pe Emma. În timp ce Bianca abia visează la mai multe apropieri cu Alin, Marius deja discută cu Ana despre nuntă. Tu îți dorești nuntă mare să fie acasă, am luată de acasă mare, cu lăutari? Nu, să vin cu 100 de galbeni mari acolo la părinții tăi să te cumpăr. Nu mi-am dorit niciodată să mă îmbrac în mireasă și dacă fac asta, fac de dragul soțului, dacă el își dorește. Și dacă soțul îți dorește și alte lucruri, facem și banii ăștia așa de deschis. Ce lucruri? Nu, no, nu mai scap. Dar soțul poate avea așa chestii, plăceri din astea nevinovate. Să aibă petreceri nevinovate? Plăceri nevinovate. Plăceri nevinovate. Depinde până unde se întindă aceste plăceri nevinovate. Adică... trebuie să-i faci pe plac soțului și soțului vreo, poate, are chestia așa cum... Bine, ce are? Eu sunt deschisă la multe lucruri așa. Și dacă ți-ar spune că stă bine pe tine în ochi, dar mai bine stă fără ea? Te-ar emoționa și așa? Aș sta ușor, adică nu e ca și cum... După o scurtă perioadă de experimentare cu Adriana și Denisia, Făt Frumos s-a întors la Oana, feblețea lui. Cuvintele cu subînțeles încep din nou să se facă auzite, iar slăbiciunile ies din nou la suprafață. Părerea mea despre Oana a rămas cam aceeași. Da, poate m-am simțit... Am simțit din partea ei că ar putea fi apropiată de mine într-un mod mai serios, nu știu, unde... datorită faptului că m-a ales sau și că am tot vorbit. Marius parcă abia așteaptă cel mai mic gest al Oanei ca să se lase convins de ceea ce convine așteptărilor lui. Da. 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 Așa, am simțit-o pe ea un pic mai aproape pentru că aveam anumite urme de îndoială așa. Adică bine, le am și acum, dar... faptul că ea m-a ales și că am tot vorbit m-a ajutat să am mai multă încredere în ea.
Crezându-se la adăpost de camere, Făt Frumos a dat din nou glas adevăratelor sale sentimente. Nu credeam că pot și că o plac fizic. Evident, o plac și fizic. Este o fată foarte frumoasă. Bianca, i-a plăcut de tine din sezonul trecut. Mie îmi place de tine din sezonul ăsta. Putem... Bianca și Alin au parte de un cadru romantic pentru date care nu trezește niciun fel de suspiciuni, dar și de dorințe care deocamdată nu pot fi exprimate cu glas tare. Când am pus la templu acea coroniță, mi-a repetat de vreo două ori că ce dorință mi-am pus. Și ce o să fie, ce urmează. Zici? Sau cel puțin nu în fața camerelor de filmat. Însă, atunci când au impresia că nu sunt văzuți și auziți, lucrurile devin mai relaxate. O să ai jos? De ce nu stai? Că nu e murdar. Nu e ok. Te uit. Mă crezi? Am crezut. Până ieri? Până ieri, da. Te pricep la ceas. Să intru. Să... Încercam să intru în meniu ceasului, să văd dacă pot scrie ceva. Și am întrebat-o dacă se pricepe ea. Și a zis că dăm să încerc. Și în momentul ăla ți-a apărut voi cu camera, ea a apucat să ia ceasul în mână și l-a pus subtil lângă picior pentru a nu vedea că avea ceasul în mână. Și apoi l-am luat și eu. Gen, nu m-a văzut nimeni, dar clar, voi ați văzut. Aia, treceți. Dacă nu erau camere și așa, mă simțeam chiar foarte bine. S-a întâmplat pupicul mult așteptat. Ai dormit cam bine. Băi? Dar de ce nu ți-ai tunat? Eu nu mă așteptam. Cred că s-a observat și fața mea. Îți comportă toată lumea de parcă e ceva normal. Ai văzut, nu? Păi, ce să-i jucheze? Știm noi, adică, dacă erau alții, poate erau. Conexiunea cu Daria a fost încă de la început una sinceră. Am văzut cum o căuta cu privirea prin toată casa, dar mai apoi s-a transformat în ceva ce el a regizat. Cumva el și-a pregătit scenariul vis-a-vis de relația cu ea și totul îl face căutând camerele. Răzvan pare un om răzbunător și orice atingere pe care o are cu Daria se vede cumva că este cu direcție către insula cealaltă și către Emma. Dar știu contextul. Și eu am spus stop. Și am și transmis un mesaj în care îi spun stop. Eu cred că faza cu video a fost o chestie pe care a făcut-o pe moment. O chestie impulsivă. Îmi doresc să fii fericit. Pentru că de acum încolo să învăț să fiu fericită. Și de acum încolo eu sunt principal în viața mea. Mulțumesc pentru tot ce ai însemnat pentru mine. Te iubesc. Da, el a văzut acel mesaj. Tocmai. Și el mi-a răspuns la mesaj. De fapt, care e problema? Cine a zis primul? Sau stop? Eu cred că dacă eu nu aș renunța la Răzvan, Răzvan întotdeauna s-ar întoarce la mine. Tocmai de aia când am dat acel mesaj, m-am gândit că ori el va face să facă ceea ce simte fără să se mai gândească că este într-o relație, sau poate să-și dea seama ce a pierdut și atunci se redresează. Le-am văzut în mesajul acela că a trăit mesajul pe care l-am transmis
Și pe de o parte să știi că mă bucură că a văzut în momentul ăla o Emma poate puternică, ceea ce eu nu sunt acum. Dar atunci când i-am transmis mesajul, am fost puternică. Ok, deci e stop sau nu e stop? Din partea mea, atât timp cât îl iubesc, o să lupt pentru el. Acum o să vedem dacă el merită sau nu merită. Dar ca să înțeleg așa, în cazul tău, da? Vorbim de tine, ai pus stop relației, dar de fapt nu ai pus stop relației. Da. Iar în cazul lui, atât timp cât tu... Am pus stop și ai el pus pune stop, stop. Și el pune stop. Da, el nu și tu dacă nu pui stop, nu pune nici el stop. Nu. Răzvan a spus clar, a specificat clar, relația s-a încheiat. Cred că trebuia să mai aștepte puțin, adică trebuia să gândească că Emma e posibil să aibă reacții la cald. Răzvan a specificat, dacă Emma a pus punct, eu nu o să o forțez. Păi el asta știe, că tu ai pus punct. Îmi doresc chestia asta, vreau să văd cum acționează. Păi, adică puterea lui asupra ta este în continuare suficient de mare, nu? Da. În momentul ăsta, sincer, nu cred că vrea să se despartă. Cred că vrea să meargă la Bonfire și să vadă că, ok, Răzvan a avut niște glume proaste, dar și-a revenit. Ana Maria? Da. Ești curioasă să vezi câteva imagini cu Marius? Da, sunt. Ok, hai să le vedem. Îi cunoști foștii? Marie? Nu știu dacă ți-am zis. În cealaltă emisiune am avut o chestie în care ne-am primit telefoane în celălalt. Gen așa spontan în emisiune. Wow. A prins. Gen eu l-am aprins. Și primis un mesaj de la el. Nu știu. Serios? Da. Era un mesaj să-l sune cumva, dacă simte sau nu știu ceva de gen. O poveste și... Ciudată. De ce zici că ciudată? Păi nu știu, nu. El era puțin mai în vârstă decât ea. Nici nu mai aduc aminte câți ani era. Cred că părinții nu l acceptau și nu știau de relația lor. Cred că acolo în emisiunea a aflat. E apropiată de părinți? Da. Ea, da, rău. Și când am plecat, îți dai seama ce a zis mai încât să... Gen că o să venim sigur despărțiți și... Da, nu știu ce încredere au în mine, dar... Ia măru și fugi de aici. Iubita mea se așteaptă să pic. Da? Da, mi-a zis. Nu știu. Eu nu mă gândeam că o să ajung aici, ca și ispită, de exemplu. Dar pot fi și altfel. În general. Adică m-aș descurca și în partea cealaltă. Da. Eu m-aș descurca mai bine decât mulți care sunt acolo. Probabil au niște camere ascunse pe aici și cred că se întâmplă ceva. Dacă au... Poate au văzut emisiunea cealaltă unde am fost și au văzut ei ceva acolo. Ce-au văzut? Ce-au putea să vadă? Păi am mai făcut asta odată. Am ieșit cu cineva la un date și ne-am sărut absolut pe afară. Și n-au prins ei. Îți merge capul. Poate una din fricile ani este și asta. Cum ți s-a părut Roxana? Nu cred că era necesar să dea el cu cremă, da? Ai simțit vreo conexiune între el și Roxana? Nu știu. Conexiune, probabil că s-au înțeles, au vorbit. Adică a fost ok, a fost relaxat. Cum a fost în primele zile, cumva este mai bine. Adică este mai bine. Dar crezi că dacă el ar fi fost ispită, era mai relaxat? Probabil că s-ar fi descurcat și în rolul acesta de ispită, dacă în trecut era acceptat. Bianca? Ești bine? M-am speriat. Mă așteptam să mergem acasă. Te-ai speriat că ce?
Nu mă așteptam, să se termine. Nu. Mai am ceva pentru tine. Pur și simplu vreau să-ți fac un cadou. Da? Uite. Mulțumesc. Este Sfântul Benedict, un protector al sufletului, al încrederii și al energiei de care vreau să ai parte în fiecare zi. Te rog. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc. Cu plăcere. Am fost plăcut surprinsă. Nu mă așteptam. Mi s-a părut un gest foarte natural, așa, din suflet. Și apreciez lucrurile făcute din suflet, indiferent de cine le faci. Și atunci e o stare foarte bună atunci când primești un cadou. Când nu te aștepți. Fetelor, stop! Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Seara frumoasă! Pa, pa. Mai vreți imagini că... Mai da, da. Da, mai aveți? Nu. Data viitoare zic, dacă mai vreți data viitoare. Mulțumim, la revedere! Seara frumoasă! Mulțumesc, la revedere! Dacă la începutul emisiunii în mintea mea nu exista că eu și Marius să plec de aici separați, acum cumva mă gândesc la asta. Chestia pe care o să se exprimă în filmețele cu el e asta legată de Oana. Și tot încerc să-mi dau seama ce e acolo, știi? Dar nu judec, îl înțeleg, chiar îl înțeleg. E normal să petreacă timp mai mult cu cineva, știi? Ți-a adus aminte de situația asta acum? Da. Mie îmi face plăcere să petrec timp cu tine. Ca om, înțelegi? Ca om, te apreciez. Înțelegi? Mă înțelegi? Da. Dar spune-mi cine te-a trimis. Eu am venit. Am simțit să vin să faci ceva. Și am simțit să-mi asum că poate fi interpretată treaba asta de acum. Deci fost alături ca prieten. Nu e nimic interpretabil. Ai fost alături și din start. Mm-hmm. Sper să alegi pe cel mai bun prieten al tău. Mă bucur, te-am luat o scoică. Da? Da, am primit o scoică. Ce dat este că Bibi a început și până întrebări. Să-și pună întrebări. De ce tu? Să i-a întrebat-o Cristina. Nici Bibi aici, nici eu nu mai știu cum. Mă gândesc cum o să fie când ajung acasă și știu că nu mai fac sărbătorile cu el. Fără el, fără familia lui, fără... Dar nu l-am să renunțe la el. A, nu. El și la fara... Dar înainte zicea că nu există. Cum e? Te-ai amuzat sau așa părea? Au fost părți care m-au deranjat, dar m-au și amuzat. Ce te-a deranjat? Faptul că i-a luat o scoică la Maliniu. El a zis, da, m-a deranjat că i-a oferit scoica aceea. Și chiar m-a amuzat și am și răspuns cu baia, am zis, asta te-a deranjat pe tine. Noi nu prea ne facem cadouri în general și... Da, asta m-a deranjat. Pe mine asta m-a deranjat. Nu știu, acum pe fiecare deranjează ce vrea. Pe mine asta m-a deranjat. Uite, vezi ce poate face o scoică? Da, și... Puteai să-i faci cadou o scoică. O scoică, da, probabil. Care poate însemna mai mult decât o organizare a unei petreceri sau... Da, și asta. Probabil gesturile mai mici. Încerc și eu să fac și gesturi mici, dar... Cum ai văzut-o acum pe Bianca? Cum ți se pare? Alături de Alin, în contextul acesta. Da, am văzut-o liniștită, am văzut-o, da, asumată, cum mă ajută Marius din spate. Cred că, nu știu. E interesată? De... Ai văzut că e interesată de starea lui, adică e foarte atentă. Da, și mie mi se pare la fel, că este interesată. Au spus fetele la un moment dat, au pus cumva în discuție faptul că voi doi n-ați mai face sărbătorile împreună. Bucur și nu mă bucur, cum să zic. Mă bucur pentru că o să vadă până la final ce simte cu adevărat și dacă relația noastră e mai puternică, o să continuăm. Nu mă bucur că e posibil să plecăm separați de aici. Ăsta nu e un lucru
sau un gând care să care pe mine să mă bucure. Foarte nervos. Eu l-am urmărit mai mult pe el decât imaginea respectivă. Foarte nervos, foarte, foarte agitat. Era un sac de nervi. Drăguț, drăguț, adică nu pot să drăguț. Nu... Sunt conștient că eu nu sunt aici o victimă sub nicio formă, adică clar și eu am făcut niște lucruri care au împins-o, dar pe mine lucrurile pe care le face ea alături de Alin mă deranjează foarte tare. Și eu aș vrea momentul de acesta să ne despărțim, adică pentru mine relația alături de ea, nu, eu nu-i mai văd sensul. Se oprește aici, eu încerc să rămân cu părțile ei bune, pentru că are foarte multe părți bune. Și să n-aibă dubii, să încerce să fie așa. Eu, nu. Dar... Pentru mine e destul, eu vreau... Dar nu cred ești... că e destul pentru mine și vreau să pun punct aici. Dar ce a fost atât de grav încât să te facă să iei decizia asta radicală? Foarte grav pentru mine e că ea nu concepea faptul că ar putea simți sau avea dubii față de relația noastră. Deci la ea nu exista, eu eram totul, eu te iubesc, ca tine nu există nimeni. Dar nu se poate așa. Reiese din imagine respective că ea are dubii, și-a da. Încălcat cumva... Nu. Mie mi se pare că are dubii, sunt niște lucruri peste care eu nu vreau să trec și... La un moment dat am văzut că a atins-o ieri pe picior și ce fină ești sau ce piele mișto ai, știi? A băgat mâna până a dat de piele. Gen, la un moment dat, cumva a apărut o pasăre, nu știu de unde, și s-a izbuit de un geam și ei au avut puțin grijă de ea și cumva o mângâiau în același timp și cumva se mângâiau și unul pe celălalt. Când un om îți spune că nu există nimeni și că tu ești totul și că nu e vorba doar de confort, nu e vorba de nimic, e vorba de sentimente și că tu ai fost lângă el și că... Și apoi în 5 zile se schimbă? Da. Nu știu. Au fost, ca să înțelegem, te legi de... 9 zile, nu 5. Nu, zic că de niște fapte. Adică te legi de ce? De anumite priviri, de da, și vorbe, de... Faptul că pune la îndoială relația noastră, pe care ea n-a pus-o niciodată la îndoială. M-a deranjat tot. De la discuții până în primul rând discuțiile. Că bine, și faptul că... Eu știu, se țin de mână, deși și eu am făcut lucrurile astea, dar m-au deranjat foarte mult. Eu i-am spus în momentul ăla, bă, mie mi se pare cumva că e o decizie pripită, dar nu sunt în măsură să dau eu sfatul. Adică nu înțeleg cum se poate, am iubit și eu și mai intens și mai, nu știu, mai puțin intens. Când am simțit că iubesc pe cineva cu tot sufletul, nu am văzut nici în stânga, nici în dreapta, mai ales... Nu, sunt lucruri pe care nu pot să le înțeleg, nu vreau să le înțeleg și... Dar pe ea, pe Bianca, nu o iubești cu tot sufletul? O iubesc, normal, și pe Bianca cu tot sufletul. Noi avem o relație mai lungă, cu suișuri, cu coborâșuri, nu știu cum să zic. Dar pentru mine îndoiala asta nu își are sens. Și eu nu vreau să trăiesc cu o persoană care are îndoieli. Și nu e defensiv că mă gândesc că mâine poate să spună ea că nu mai vrea. E problema ei, putea să-mi spună. Pentru mine nu-și mai are rostul. E posibil și asta. Că el să fi luat o decizie defensivă, cred că el este omul care... N-apărat că trebuie să dicteze totul în relație, dar trebuie să se întâmple așa cum vrea el. Sincer, nu aș vrea să te grăbești. Nu, așa simt în momentul de față dar și nu... Dar de ce? Ok, dar și de ce? Pentru că... Vreau să vezi și următoarele imagini.